Stimați telespectatori, inaugurăm astăzi o rubrică nouă, Alba TV, dorind să vină în întâmpinarea dorinței dumneavoastră de a lărgi aria tematică a emisiunilor sale, cuprinzând inclusiv elemente de economie care ne interesează pe toți, pentru că de dezvoltarea economică depinde însăși dezvoltarea, creșterea nivelului nostru de trai. De ce am numit această rubrică Economia Critică? Pentru că după 25 de ani de economie de piață, economia românească suferă în continuare de o acută lipsă de competitivitate. Această lipsă de competitivitate va împiedica România să adere la zona euro, extrem de importantă, un comandament prins în programul politic al mai tuturor partidelor politice. Lipsa de competitivitate se manifestă în deosebi în sectorul de stat. De ce? Pentru că sectorul de stat nu se privatizează. De ce nu se privatizează? Pentru că din sectorul de stat își trage seva clientela de partid. Managementul acestui sector, în cea mai mare măsură, este decis nu datorită pregătirii profesionale, competenței celor numiți manageri, ci de loialitatea față de partidul care se află la guvernare. De aceea aici înflorește corupția din contractele cu statul. Acesta este o latură a acestei formule de economie critică. Din alt punct de vedere, economia critică înseamnă că mediul de afaceri, oamenii de afaceri, formulează critici dure la adresa guvernanților, pentru că aceștia doar mimează susținerea capitalului privat autohton, a IMM-urilor. De aceea, așa s-a ajuns ca economia românească să fie jefuită pur și simplu de capitalul transnațional. Aș vrea să precizez de la bun început că emisiunea aceasta nu are culoare politică. Voi încerca să fiu vocea dumneavoastră a telespectatorilor. Nu în sensul că voi livra răspunsuri, cum fac foarte multe televiziuni, mai ales cele partizane. Eu nu voi livra răspunsuri. Mă voi strădui să vă ajut pe dumneavoastră să găsiți răspunsuri în discuțiile, în disputele, dacă vreți, pe care le voi avea cu invitații mei, începând cu această seară. Voi fi un iscoditor al trecutului, un iscoditor al prezentului și poate din când în când și un iscoditor al viitorului. Asistăm cu toți în aceste momente la o adevărată resetare a clasei politice. Așa am apreciat-o eu și nu numai a clasei politice, ci și a clasei economice. Tot răul, din punctul meu de vedere ca economist, s-a tras dincolo de această incompetență a celor care ne-au condus economia de-a lungul anilor, inclusiv a guvernelor, ci faptul că privatizările atât de importante în țara noastră s-au făcut, după cum spuneam, nu după criterii clientelare, în mare. Poate că mulți dintre cei care s-au ocupat de aceste privatizări au fost foarte bine intenționați. Dar haideți să intrăm în miezul tematicii de astăzi. Îl am ca invitat pe domnul Voicu Bora, cel mai în măsură să susțină o astfel de discuție la nivelul județului Alba, pentru că dânsul a fost directorul Fondului Proprietății de Stat atunci când Convenția Democrată în 1996 a cucerit puterea și a inițiat această acțiune pregătită printr-o suită de legi votate în Parlamentul României. Bună seara, domnul Bora. Mă bucură și mulțumesc că
ai acceptat invitația noastră, aș începe cu o întrebare. S-au privatizat în Alba Iulia, pentru că nu o să putem susține discuția pe tot județul, niște întreprinderi extrem de importante la care lucrau, în care lucrau mii de muncitori. Utilajul, mecanica, s-au privatizat toate întreprinderile comerciale. S-a privatizat trustul local de construcții. S-a privatizat cu aproximație cam totul. Care au fost criteriile? Cum ai plecat în această acțiune în virtutea responsabilității politice pe care ai avut-o în anul respectiv? Bună seara postului de televiziune Alba TV. O reușită în planul media a orașului, a comunității noastre, a zonei care ne înconjoară. Bună seara Alba Iulienilor, ascultătorilor, telespectatorilor prezenți în fața televizoarelor și cred că împreună cu Mihai Babischi vom reuși să facem o emisiune interesantă, astfel încât, deși eterul media în zilele noastre, din păcate, este plin de evenimente care demonstrează ceea ce dumneata Mihai ai încercat să spui aici, că factorul politic poluant în toate mediile a reușit să-și arate adevărata față în momentul de față și tunurile despre care spuneai că ar fi caracteristice și procesului de privatizare, probabil în parte adevărate, își arată acum adevărata exprimare și, din păcate, aceasta nu numai cu efect asupra mediului politic și administrativ și a celui economic, dat fiind faptul că investitorii străini, organismele internaționale privesc și monitorizează ceea ce se întâmplă la noi în țară și tot ceea ce vedem în zilele acestea duce spre o percepție negativă a mediului investițional străin sau celui cu aplicație înspre România. Am folosit apelativul Mihai pentru că îl cunosc pe Mihai Babischi dinainte de Revoluție, o revoluție la care, din fericire, dânsul a participat în rol determinant, cel puțin pentru județul Alba, în punctele calde sau foarte calde de la vremea respectivă, și a demonstrat atunci faptul că, venind dintr-un mediu cel al șantierilor de construcție, unde la fel am fost colegi, acolo s-au creat caractere tari, oameni hotărâți și care atunci, în acele momente și ulterior, au înțeles să-și asume responsabilități privind dezvoltarea politică, administrativă, economică a județului. Am făcut această introducere pentru a răspunde cumva indirect întrebării tale, în sensul în care în anul 1997 am răspuns unei cerințe a autorității de la acea vreme. Am participat la un concurs destul de greu, sever, la București. Am reușit să obțin acest post de director al Fondului Proprietății de Stat, bazat și pe o experiență, spun eu, concludentă, deosebită, pe care am dobândit-o în, la acea vreme, vreo 23 de ani de construcții efective, participând la realizarea, construirea unor obiective economice de mare interes pentru județul Alba, și mă refer aici, în primul rând, la uzina metalurgică de la Iud. 8 ani de zile am construit acolo, ca șef de șantier, toată partea electrică a acestei importante întreprinderi. Deci am înțeles că ai experiență, deci aveam experiență în domeniul economic. N-ai venit economic, de pe funcție de funcționar de undeva. Pe un teren arid, da.
Dacă... Să revenim, dacă ești de acord, da, la întrebarea noastră. Sensul acestei privatizări, și asta cred că interesează publicul nostru, a fost eficientizarea acestor întreprinderi, da? Acesta era unghiul din care trebuiau privite toate lucrurile și pe cât posibil păstrarea locurilor de muncă. Da, acum și aici ar trebui să răspund foarte repede ca un istoric legislativ a ceea ce a fost sau s-a dorit a fi privatizarea. După acea schimbare spectaculoasă și esențială în urma Revoluției, relațiile bazate pe o economie socialistă s-au frânt imediat și trebuia creat un cadru legislativ astfel încât noul context politic, administrativ și acelui economic să răspundă cerințelor la zi, și în domeniu a fost legea 15 din 1990, care a transferat capitalul de stat la către societăți comerciale și regii comerciale și regii ale statului, și proprietatea publică a devenit o proprietate privată cu putință de a fi valorificată, vândută, spre deosebire de proprietatea publică. În același context... Cum au dispărut marile întreprinderi industriale ale Alba Iuliei? Pentru că lumea se întreabă, bun, ne-am privatizat, s-au numit capitalistul care a pus mâna pe întreprinderea respectivă, a trebuit să o așeze în alți parametri economici, parametri de eficientizare. Ce s-a petrecut de fapt cu aceste întreprinderi? Pentru că au dispărut locuri de muncă, au dispărut chiar întreprinderi, unde le vedem și acum pe post de sperietor la intrarea în municipiu, mai ales venind dinspre Cluj, dacă ne uităm la Refractarea de pildă, sau altele. Deci aș vrea să concretizăm puțin această discuție, că sigur, legislația este foarte importantă, eu sunt convins că ai procedat potrivit unei legislații votate. Vreau să fac o precizare, Voicu Bora, deși a fost directorul unui astfel de fond al proprietății de stat, nu s-a îmbogățit în urma acestei funcții pe care a avut-o, cum au făcut foarte mulți alți funcționari așezați pe această treaptă. Da, sau greșesc, Voicu? Nu, locuiesc în aceeași casă pe care am construit-o înainte de 1989. Nu am niciun fel de teren, nu am niciun fel de acțiuni la societăți comerciale. Bun. Tot deci ești curat, poate să vină DNA-ul. În momentul de față este experiența mea, conduc o fundație cu rezultate foarte bune. Da. Deci DNA-ul n-are ce căuta în o grada personală. Minunat. Haideți să ne întoarcem. Ce s-a petrecut cu utilajul, de pildă, probabil cea mai mare întreprindere industrială din Alba Iulia? Da. Încă o mică prezentare a contextului economic. La vremea respectivă, județul Alba nu era nici la vremea respectivă un județ cu puternice societăți comerciale. Într-o evidență a patrimoniului societăților comerciale, erau în jur de 300 de societăți, întreprinderi mici și mijlocii, și doar 3 cu capital. Deci, întreprinderi mari, mă refer aici la Opsom Ogna Mureș, la Metalurgica Aiuz și IMMN Zladna, și a căror proces de privatizare nu a fost în competența Direcției Teritoriale Alba. Restul, în jur de 300 de societăți comerciale mici și mijlocii, au răspuns integral acestui proces de privatizare în responsabilitatea Direcției Teritoriale Alba. Și atât cât amintirile, au trecut totuși 15-17 ani de atunci, îmi permit, încerc să răspund întrebărilor și acum la obiect. Vorbim de UTEPS Alba Iulia, da? Deci fostul utilaj, așa cum îl cunoaștem. S-au făcut niște caiete de sarcini, presupun, nu? Era, se numea dosar de privatizare, da? Și care, pe baza acestuia, se făcea o notă de privatizare, se calcula valoarea unitară a prețului pe acțiune, pentru că tu ești în domeniu, și se făcea o publicație de vânzare pentru UTEPS. S-au făcut
publicațiile de vânzare erau pe, pe secțiuni. Deci o publicație de vânzare permitea trei proceduri de licitație publică. La prima putea să fie scăzut prețul până la 50%, la a doua la fel, la a treia putea fi scăzut prețul pe acțiune până la 20%. Interesantă fost... tehnică pe care au folosit-o mari moguli și locali. Au, da, nici la, aproape la nicio licitație nu venea nimeni la prima și la a doua, așteptau a treia. Oare de pentru, ce? Păi, pentru că prețul putea să scadă până la 20%, pe prețul pe acțiune. Și pentru UTEPS, dacă mi-amintesc bine, s-a vândut un pachet majoritar de acțiuni doar la a noua prezentare la licitație, cu accent asupra faptului că până atunci niciodată nu s-a prezentat nimeni. Cu pentru... ce valoare s-a vândut UTEPS-ul? Da, nu mi-amintesc. Haide că mi-amintesc eu, da. Fiind jurnalist, am urmărit îndeaproape acest proces de privatizare, eram foarte preocupat pentru că chiar mă interesa ce se petrece cu economia țării. Noi propusesem sau sperasem niște schimbări fundamentale și rapide în nivelul de trai al românului și am ținut legătura, m-am ocupat, am scris despre aceste treburi la vremea respectivă. Dacă mi-amintesc eu bine, vorbesc din memorie. Deci cam cu 3 miliarde și jumătate bani vechi s-a vândut utilajul în condițiile în care, dacă nu mă înșel, tot din memorie vorbesc, deci nu pot garanta la leu aceste cifre, avea datorii la stat cam vreo 33 de miliarde de lei și pornind de la aceste două cifre, măcar avea vreo cât 4.000 de muncitori sau așa ceva, vreo 3.600, tot din memorie spun, ai primit de la București vreo indicație, trebuie privatizat cu orice preț sau nu, dacă nu se nu, integra nu niște criterii? Nu era o indicație pentru o anumită întreprindere, era un program de privatizare care național făcut. Care trebuia realizat. Bun. Și acest program a fost negociat și cu instituțiile internaționale, vorbesc aici la Fondul Monetar Internațional, Banca Europeană de Investiții. Și n-a venit niciun străin să cumpere utilajul. Nu, n-a venit niciun... Utilajul produceau mașini agricole. Mașini pentru sectorul construcțiilor și în ultimul timp era specializat pentru echipamente pentru minerit. Plase sudate de sârmă și acum eram legat de această societate comercială, era în vecinătate, în proximitatea da. Noastră acolo. La TCI, da. Da. Soția mea a lucrat acolo, directorul întreprinderii de la acea vreme fusese coleg de facultate și undeva originar din aceeași zonă cu mine. Revenind la valori, nu aș putea să fac niciun fel de estimări sau de aprecieri preț pe acțiuni, preț al contractului de privatizare. Acestea nu, asta erau, interesează mai acestea puțin, deci erau, nu vreau să intrăm în elemente tehniciste. Da, și oricum eu nu dispun de date la vremea respectivă și nu aș putea să fac. Dar pot să fac această apreciere și nu pe global la miliarde, preț pe acțiune. Deci a fost undeva prețul pe acțiune față de valoarea nominală, care oricum valorile nominale la vremea respectivă erau undeva subevaluate. Și prețul pe acțiune a fost undeva mult mai puțin decât prețul pe la noua strigare. Da, foarte bine s-a organizat cel care a cumpărat-o. La ultima strigare, da. Da, sigur că nu era numai pentru acea persoană care a cumpărat valabil această chestiune. Contractul care s-a încheiat, a venit cineva, nu-i dăm numele, poate că o să-l invităm la una din emisiuni, sperăm să vină. Deci, contractul de privatizare nu prevedea și niște clauze în care trebuiau respectate niște norme, da? Adică păstrez sau nu păstrez muncitorii. Sigur că el, fiind capitalist și proprietar, teoretic avea dreptul să facă ce vrea cu întreprinderea lui, dar nu da. Să, zicem, să o taie, să o dea la fer vechi, cum deci, fac astăzi rușii cu RAFO. Programul de privatizare unești. Aprobat în Consiliul de Administrație a Fondului Proprietății de Stat de la București presupunea sau obliga și la metoda prin care se face prin care se face transferul acțiunilor, deci privatizarea. Și în acest caz, spre deosebire de unele alte întreprinderi din județ,
era această procedură a licitației deschise, la care nu era obligatorie nicio altă clauză complementară legată de eventuale investiții în retehnologizare sau de mediu sau cele de păstrare de personal. Era undeva și normal, pentru că, sigur, așa cum spuneai, nou administrator care venea și deținea un pachet majoritar de acțiuni, avea la dispoziție această posibilitate a-și institui un propriu management acolo și care, sigur, și nu întotdeauna de dorit, presupunea și restructurarea de personal. Din păcate, tot sau aproape tot ce s-a privatizat a pus pe prim plan restructurarea de personal, deși managementul restructurării unei întreprinderi economice presupune cu totul alte elemente ale restructurării și nu în primul rând a celui de personal. Sigur că și aceasta este una dintre componentele importante și mai ales atât timp cât afacerea nu-și regăsește undeva poziția pe o piață reală. Iartă-mă, te rog, deci înțeleg de aici, acum pot înțelege și sper că și telespectatorii să își dea seama cam cum se făceau privatizările. Deci înțeleg că practic statul dorea să scape de aceste întreprinderi considerate poate energofage, considerate neproductive, piața de desfacere era pulverizată în concepția unora, probabil, pentru că nimeni n-a produs, cel puțin nu în ultimul timp, mai ales utilaje agricole care să nu poată fi vândute. Dar întreprinderea aceasta avea curtea plină de utilaje agricole, avea plase sudate. Acum parcă numai plase sudate se mai fac pe acolo. Nu se mai face nimic. Acum vreo 2 ani, da, cel care... A fost o firmă clujeană din Sibiu, care s-a retras, era... Da? Care s-a retras, da. Ferro, nu știu cum, și bun. Care... Nu intrăm în detaliile privatizării acesteia, o să o facem poate cu altă ocazie. Ca să nu incriminăm deocamdată, vreau să se înțeleagă cu câtă ușurință o avere de miliarde, zeci sau sute de miliarde, pentru că avea și un spațiu uriaș utilajul, s-a dat pur și simplu cuiva pe nimic. Pe nimic. Da, sigur, această concepție pe care tu o exprimi aici este deseori uzitată în spațiu public. Eu ca specialist în acest domeniu, și nu vorbesc de privatizare, vorbesc în domeniul economic și în interpretarea realității legate de acest domeniu, nu sunt întru totul de acord, pentru că, în primul rând, această întreprindere la vremea respectivă și nu numai ea, toate sau aproape toate, la acel moment erau pe pierderi și erau cu datorii. Deci atât timp cât o întreprindere este generatoare de pierderi și de datorii, nu își regăsește locul într-o piață. Așa cum astăzi cineva, dacă face un SRL, lucrează cu el, câștigă și la momentul critic... Dar cel care a venit să o cumpere, nu a oferit o anumită garanție materială? Adică el a zis, domnule, în nu știu câți ani, pentru că se pare după vreo 5 ani a renunțat-o. În sfârșit, nu intru în detalii acum, am aceste credite pe care le pot lua, am niște discuții, niște precontracte cu niște bănci care mă vor ajuta să eficientizez fluxul tehnologic, voi renunța la produsele, ca așa se pune, trebuia pusă problema, renunț la produsele care nu sunt, n-au vânzare asigurată, retehnologizez ce pot să retehnologizez, creez alte produse, caut piață, că dacă sunt capitalist. Eu însumi, după, am fost capitalist, nu? După 90 și știu cum mi-am organizat întreprinderile pe care le-am avut. Deci stai să te gândești. Ori în contract nu erau prevăzute niște condiții, că până la urmă a renunțat la el, dar când a renunțat era golaș, nu mai avea nici carne, nici pene, nici nimic utilajul ăsta. Cred că am sesizat în ceea ce ai spus tu acum un adevăr valabil, de fapt, în această economie capitalistă. Ai spus, am fost
patron sau am fost... Exact. Ai fost, deci în momentul de față să înțeleg că nu mai ești, asta înseamnă că afacerea ta, la fel ca și alte afaceri, a avut un ciclu de funcționare și la un moment dat, fie din oboseala patronului, fie din lipsa pieții, s-a oprit. Nu. Simplu, am dorit să îmi las cele două firme ale mele fiului meu, care era în Canada, a încercat să-și rezolve prin străinătate, n-a reușit. Eu mi-am vândut firmele. Eu niciodată în 20 de ani n-am întârziat vreodată plata impozitelor și taxelor către stat sau către oficialii locali, primăria locală. Niciodată. Niciodată în 20 de ani n-am întârziat cu o zi, mă urmăresc poate și foștii mei salariați, plata salariilor. Deci eu mi-am menținut pe profit în permanență firmele respective. Acesta am fost eu. Da. Nu au falimentat, le-am vândut într-un moment, într-un vârf, în 2007. Am înțeles. Am trecut din afacerea respectivă în piața de capital, am fost director la bursă, iarăși am câștigat o grămadă de bani. Să nu facem nicio analogie. Nu facem o legătură aici, am sesizat acest lucru, nu pentru tine. În general, afacerile au un ciclu de viață. Și vorbesc de aceste foste întreprinderi de stat care în general aveau o perioadă de viață destul de lungă și s-au trezit dintr-o dată într-o piață la care nu mai puteau să facă, să penetreze. Și îți dau exemple. Această întreprindere producea un gen de echipamente de tip buldoescavatoare sau piața a venit cu tehnologii. Da, a venit cu tehnologii altele străine și, în general, utilizatorii au înclinat să cumpere altfel de echipamente decât cele care erau aici. Asta era managementul care trebuia să găsească soluții pentru o întreprindere. De ce a cumpărat-o? Pentru a veni în asentimentul a ceea ce spui tu, nu este aici exemplu cel mai fericit. Sunt și exemple fericite care demonstrează că un management performant poate să... Corect. A putut, prin privatizare, să ducă o întreprindere spre foarte bune rezultate. Avem. Și dau lactatele, fabrica de lapte. Lactatele, asta vreau să spun. Transavia lui Ioan Popa. Haideți să facem o mică aplicație și pe Alba Lact sau Lactate, ca să ne dăm numele. Un moment, te rog. O să ajungem și la ei, dar mai sunt vreo două întreprinderi, tot așa foarte importante, peste care n-aș vrea să trecem acum. Da. Mecanica. Mecanica este privatizată, funcționează și astăzi. Nu e așa? Sigur, a fost privatizat, a cumpărat-o parcă un italian, nu? Merge la relanti. Ar fi fost de așteptat pentru cei care se pricep la probleme economice că acest investitor care a cumpărat-o să investească acolo, să o retehnologizeze, să creeze noi locuri de muncă, dar el a ținut-o în relanti, ca și astăzi. De ce? Am aflat după o discuție lungă pe care am avut-o ceva timp în urmă cu directorul de acum, pur și simplu au cumpărat italienii fabrica respectivă pentru că ei mai aveau ceva asemănător la ei în țară și în Spania și ca să nu le facă concurență, pentru că era o fabrică importantă, mecanica din Alba Iulia, pur și simplu, domnule, o cumpărăm, păstrăm niște locuri de muncă, dar producem doar atât cât să nu ne împiedice, să nu ne concureze producția din țara noastră. Da, acesta este un adevăr. Acum mecanica nu aș trece la privatizări eșuate, dat fiind faptul că ea încă funcționează, e un lucru bun pentru oraș, pentru fabrică și acolo au fost probleme mari, deci o restructurare de personal severă sau parte din fabrică și mă refer la IUS, partea de scule care a fost merge. Închisă. Au mai și vreo două secții, le-au retehnologizat. Da, e un lucru bun, măcar dacă ar fi fost toate la acest nivel. Sigur. Nu vreau să te contrazic, însă din punctul meu de vedere ca economist, fabrica aceasta practic a dispărut oarecum din peisajul economiei românești. Stă acolo, clocește pe un cuib mic, cu un număr limitat de muncitori, le mai dă drumul câte 3-4 săptămâni în timpul anului. Domnul deci funcționează. Domnul meu, nu asta dorea România. Relevanța unei afaceri stă în piață. Deci dacă ai identificat piață și dacă ai mijloace corespunzătoare, mă refer aici la tehnologie,
Mâna de lucru se formează, nu e o problemă. Sunt celelalte două elemente. Dacă ai piață mecanică, atâta piață are. Nu știu dacă nu ar trebui să-și găsească mai mult și mai bine, dar deocamdată atâta piață are, nu poate să funcționeze mai sigur, mult. Sigur, asta e treaba managerului. Exemplele le avem în Alba Iulia, nu? Porțelanul, fostul porțelanul Alba Iulia, deși a trecut printr-o perioadă de criză, exact. Și a revenit dat fiind faptul că și-a găsit piață, nu și-a revenit pentru că și culmea s-a mai făcut o fabrică. Directorul, deși e un om nemaipomenit, pentru că oamenii găsesc și identifică piața, nu că are muncitori nemaipomeniți, pentru că sunt nemaipomeniți, dar generațiile se schimbă. Nu mai sunt aceiași muncitori de acum 10-20 de ani. Sunt alții tineri care vin acolo. Corect. Important este piața și să mă regăsesc o tehnologie, ceea ce a făcut și porțelanul acum, astfel încât să corespundă cu produsele pe piață. Dar nu am terminat aici, pentru că pe lângă această unitate existentă, veche, privatizată și care merge foarte bine, s-a creat încă o întreprindere similară în Alba Iulia și care produce la fel, la înalte standarde și pe o piață care nici nu cred că e concurențială. Unii dau într-un colț de Europa, unii alții dau într-un alt colț de Europa, deci la fel ar fi putut să fie și mecanica. Sigur. Sigur, nu numai să vândă la italien, putea să vândă și în altă parte, dacă, spun, piața la ar fi fost regăsită. La în Asia, nu știm, în Tanzania. Da, deci, iată încă o manifestare a capitalismului transnațional, dacă vrei. Acolo unde nu reușește să distrugă concurența, o blochează. O blochează. Dar asta depinde de guvernanți. Deci, dacă ideea a fost privatizăm cu orice preț, pentru că, într-adevăr, majoritatea covârșitoare a întreprinderilor românești, indiferent ce au spus unii sau alții, nu erau competitive. Ca dovadă că și sectorul de stat, în cea mai mare parte, nu este competitiv. Și vai de noi, dacă are dreptate Mugurii Sărescu, dacă vom intra în zona euro, pentru că atunci prețurile vor fi libere și nu rezistă România. Leul se va duce de-a berbeleacul în aceste condiții. O altă variantă de privatizare, ca să mai facem un pas. Sunt de acord cu tine. Porțelanul, mai ales că, iată, doamna Covaciu, care a fost directoare acolo, și-a mai construit o fabrică, chiar în Alba Iulia. Amândouă trăiesc minunat. Au contracte cu Ikea, care are în toată lumea uriașe standuri de vânzare. Da, și sunt convins că ele nu sunt concurențiale, pentru că piețele sunt total diferite. Sigur că da. Iată că niște manageri capabili au scos din nimic. Fabrica Porțelanul, de pildă, Apulum, este uriașă. La tipul ăsta de producție, și iată, acum își mai fac încă un cuptor de 10 milioane de tone anual sau așa ceva, nu știu foarte, dar își fac încă un cuptor. Se dezvoltă chit că ei trebuie să facă produse extrem de diversificate. Porțelanurile nu merg. Nu-i ca mașinile Dacia că faci 70 de milioane și se vând. Nu poți să faci 70 de milioane aceeași ceașcă sau aceeași farfurie. Deci totul depinde de management. Să intrăm puțin tel în comerț. Cum s-a privatizat comerțul? Eu îți dau un punct de plecare, dacă vrei. Din observația pe care am avut-o eu ca jurnalist, comerțul practic a fost împărțit între 4 persoane din județul Alba. Doi au fost foștii directori, directorul Direcției Comerciale Bucur, a fost Petrescu, fostul director al OCL, da? A fost Ioan Lazar, care a intrat și el după Revoluție în comerț și parcă mai era Leontin sau așa ceva, care aceștia patru participau la toate spațiile comerciale care se puneau spre privatizare. Mai întâi acel 60%, 70%, pardon, care a reprezentat FPS-ul, da? Adică Fondul Proprietății de Stat, și după aceea cel 30% care a fost FPP-ul, Fondul Proprietății Private. Că ceea ce ai privatizat tu a fost din portofolul FPS. Da. Adică 70% din valoarea acțiunilor, din valoarea întreprinderii respective.
Da. Adevărat sau nu, pentru că portofoliile nu erau în totalitate de 70%. Da. Erau unele cu 100%, dar erau unele și cu mult mai puțin, pentru că alături de FPP a mai fost un program de privatizare în masă și au mai fost alte... Deci, așa este, așa încerc este. Să răspund deja. Sigur că da. Ei, iată că Revoluția a prins acești directori în funcții, aveau anumite cunoștințe, salariații săraci de ei au primit și ei, s-a privatizat prin metoda Mebo sau nu știu cum s-a privatizat în sfârșit, cea mai nefericită idee care a avut-o guvernul FSN, PDSN sau FDSN, da, Văcăroiu, și așa mai departe, ăsta. Văcăroiu, da, deci Văcăroiu mare a fost lucrător în la planificarea în timpul lui Ceaușescu, dictaturii comuniste, susținut puternic de Ion Iliescu, fie vorba între noi, în sfârșit. Deci foștii directori încet încet au cumpărat și de la salariați, care văzând nu primeau profit, că cel care are majoritatea, nu, acțiunilor ăla decide profitul din bilanț cum îl împarte. Păi dacă ăla sărac cu 10 ani nu i-a dat niciun leu, până la urmă cea mai așa, așa nu-mi dai, dă cât îmi dai pe astea. Și atunci directorii au început să cumpere acțiuni și au devenit încet încet de la salariați, au devenit proprietari pe deplin, cum se petrece la fabrica de pâine acum, în care directorii cumpără din greu de pe la salariați. O știu pentru că eram în portofoliu nostru listată la bursă și dintr-o dată ne-am trezit că vineau foarte mulți oameni cu cât să vând, că îmi cere doamna director să-mi vând acțiunile. Deci s-a făcut extrem de haotic, nu-ți fac personal niciun fel de vină, repet, vorbim despre privatizare acum și sigur că ești cel mai în măsură la nivel de județ să cunoști aceste probleme. Ai avut control până când asupra acestor privatizări? Până la încheierea contractului? Da, deci ca procedură în momentul încheierii și semnării contractului de finanțare, părți fiind FPS prin mandat la Direcția Teritorială Alba pentru Mici și Mijlocii și semnatar al contractului fiind persoana în cauză, deci voi cu Bora, alături de persoane sau reprezentanți ai entităților juridice care au participat la privatizare, se încheia acest contract de privatizare și a doua zi aceste contracte împreună cu toată documentația aferentă erau transferate către Direcția Post-Privatizare de la București și tot ceea ce înseamnă urmărirea rezultatelor sau sarcinilor care erau derivate din contractele de privatizare urmau să fie în monitorizarea acestei direcții de la București. Nu am mai avut niciun fel de participație pe aceste chestii. Ce confortabilă poziție și situație ai avut. Mulți acum zic, dacă mă înscriam și eu la Țărăniș, poate că prindeam și eu o sinecură de tipul ăsta. Cred că ți-ai făcut onest datoria acolo, cum ai putut. Dacă mi-amintesc bine, cred că undeva și tu ai vizat această poziție sau era la un moment dat vorba că PDSR-ul de la vremea respectivă, pentru că ai amintit de Țărăniști, trebuie să spun acest lucru, că undeva numele tău a fost vehiculat cândva pentru a prelua această funcție. Altfel, bine că nu ai preluat-o, pentru că a fost o funcție stresantă și dacă aș putea să-mi refac viața, n-aș mai accepta sub niciun chip această atribuție. Pentru acuratețea informației, nu cred că s-a vorbit vreodată ca eu să preiau FPS-ul. S-a vorbit la un moment dat, dosarul meu, bine, foarte bine susținut, să preiau BCR-ul, deci banca unde eu fusese inspector la Banca Națională, s-a pus la un moment dat problema să preiau, să fiu director la CEC, s-a mai vorbit și de Agenția 7 Centru, în sfârșit, deci zone în care chiar eram competent, dar ne fiind susținut politic, sigur că n-am avut niciun fel de șansă. De altfel, în toți acești ani, nu am avut practic niciun fel de funcție publică în administrația locală sau centrală, absolut niciuna. Nici de consilier local, nici de director, nici de nimic. Dar a fost bine că a fost așa și nu mă plâng din cauza asta, atât dacă mi-ar fi plăcut să fac ceva să, cu cunoștințele numeroase pe care le-am avut de-a lungul vieții mele. Bun, deci am intrat puțin tel și în comerț. Da, totuși, n-am răspuns părții de comerț. Deci să facem
să facem o prospecție a ceea ce a fost comerțul la vremea respectivă. Nu s-au înțeles între ei ăștia patru. Nu, întreprinderile au fost separate pe... Aiudu avea întreprindere separată, s-a privatizat separat, Blaju separat, da. Plus că și pe specific, deci erau cele industriale și la Alba Iulia, să zicem, a fost Romana, o întreprindere pe profilul industrial, și restaurante, și partea de comerț, mărfuri alimentare, în general pe scheletul Dacia și Unirea. Tot pentru a preîntâmpina ca să fie această privatizare benefică unui grup restrâns de persoane, am divizat la modul extrem aproape pe fiecare locație, pe fiecare magazin, am creat Unirea 1, Unirea 2, Unirea 3, vreo 7 uniri din astea, Romana la fel. Interesant. Romana Men, Romana, deci privatizările n-au fost doar la interesul a patru persoane și aș vrea să spun că aceste patru persoane care le-ai nominalizat nu au luat decât poate 20% din potențialul comercial al orașului Alba Iulia, municipiului Alba Iulia. Și cel mai mult... Așa îmi vine, vine să stric tare, nu este adevărat. A fost Dacia. Acum aș putea să-ți fac Dacia, dar Dacia s-a privatizat înainte de a fi un exercițiu da. Funcțiunii. Deci toate magazinele alimentare le-a luat. Mebo, da, deci a fost o privatizare la pachet prin Mebo. Singura dintre cele pe care le-am amintit, pentru că ulterior celelalte persoane au luat frânturi de... Da, unul a da, luat magazinul da, Unirea, da, da. Altul a luat două, trei spații pe centru, deci nu au luat relevant. Că dacă mă refer la numele pe care le-ai făcut, este clar ce au avut și ce au și în momentul de față. Nu au spectaculos de multe magazine, în afară de Dacia, care a fost o privatizare făcută pe acea legislație specifică Mebo-ului. Săracii salariați din capitaliști, încet, încet s-au trezit tot în postura de salariați. Asta era inițiații, regulile economice de piață. Au lucrat. Da, iluminati. Iluminații și vreau să spun că nu aveau un capital circulant mult mai mult pus la dispoziție. Deci buzunarele lor erau aproape ca și sigur a celor da. Pe care îi conduceau, da. Dar s-au inițiat și au condus acest proces de privatizare internă, reprivatizare da. Internă și au reușit probabil să dețină pachete majoritar sau chiar totale de acțiuni. Ai amintit de magazinul Unirea. Dacă te duci în orice reședință de județ, fostele magazine centrale care erau construite în timpul comunismului, toate s-au privatizat. Absolut oriunde te duci, din Sibiu până la Constanța, toate aceste magazine s-au dezvoltat, s-au modernizat cu scări rulante, cu nenumărate unități interioare. Este o bucurie să te duci acolo, nu-ți vine să mai ieși. Nu vorbesc de noile mall-uri care s-au construit suplimentar, ca cel din Cluj sau în sfârșit Kaufland-ul. Magazinul ăsta pare mort. Pare mort, are și în spate spații uriașe unde erau magazinele de mobilă. Nu se petrece nimic acolo. Mai există și în centru niște camere închise cu de 20 de ani, 25 de ani, e hârtie lipită pe... Mă întreb primăria acum de... Nu are nicio posibilitate legală să pună niște întrebări. Avem în centrul orașului un dop mastodont care arată derizoriu, ca acum 25 de ani, dar el s-a privatizat. Deci chiar Bucureștiul, m-ai lămurit, Bucureștiul trebuia să urmărească treburile astea. Interesant, sigur că da. Dar iată că am aflat ceva în plus despre cum au mers treburile în acest domeniu. Bănuiam. De altfel, ce mai avem? Trustul de construcții local. Deci, dar cei care veneau să cumpere aceste treburi, pentru că și la magazinele astea ale comerțului, întâmplarea face că m-am nimerit și eu vreodată și de curiozitate eram și jurnalist, ia să văd, au anunțat că se privatizează acel 30% FPP. Știam cine are, cei patru care se înțelegeau între ei și au pus mâna pe acele spații comerciale ultracentrale, toate foarte bune. Și am început să discut cu fiecare după ce a scăzut, nu s-a prezentat niciunul.
la primat, potrivit teoriei pe care ai formulat-o, ca să scadă cu 20 sau 25%, a scăzut parcă prima dată, din prima mișcare, a scăzut prețul. Și m-am dus și am avut și o discuție exploratorie, pentru că am folosit-o într-un articol după aceea, am întins o mică capcană, dacă vrei, jurnalistică, am discutat cu trei dintre ei. Măi, știu că v-ați înțeles între voi, dar vreau și eu, uite, dacă ar fi să particip și eu la licitația asta, că nu era, era derizoriu, trebuia să dai 1 milion, care era o sumă derizorie, să cumperi nu știu ce spațiu, în valoare de vreo 100 de milioane, care iarăși pentru mine nu era problemă, eram om de afaceri, nu? Și am început, discut cu un, nu, că știi, că ne-am înțeles, că chiar dacă ne concurezi, o să crească numai prețul, dar chiar dacă o să ai 30%, nu o să câștigi nimic, pentru că profitul se împarte de către cel care are majoritatea. Eu zâmbeam și mă gândeam că așa se punea problema, într-adevăr. Nu mă interesa, nu făceam eu niciun fel de comerț de tipul acesta, eu aveam centru de librării și așa mai departe, dar am observat că m-am dus și am vorbit și cu altul și am spus, am vorbit și cu, păi noi ne-am înțeles între noi și dar faci cum crezi. Deci cam așa s-au făcut privatizările. Dar să facem distinția că ceea ce spui tu privea fondul proprietății private și nu... Sigur că da, este adevărat, dar acum vorbim generic despre privatizări. Nu, fondul proprietății nu private, ai participat fondul tu la... proprietății private avea o altă legislație și alte așa proceduri este. Privind privatizarea. Așa este. Și de cele mai multe ori prin negociere directă. Exact, deci, exact. Probabil că acolo ați fi putut să mergeți. Dar eu nu mi-amintesc ca domnul Babischi sau societate comercială pe care o reprezenta să fi participat vreodată la fondul proprietății de stat Nu mă interesa, sigur că da. Eu vorbesc acum ca analist, dacă vrei, sau ca jurnalist. Pentru că am contribuit puțin prin aceste cotloane imunde ale privatizării și din România și din județ la un moment dat. De cele mai multe ori, anchetele jurnalistice au un sâmbure de adevăr și acest sâmbure se dezvoltă pe organele de cercetare în drept. Și ceea ce se întâmplă astăzi a plecat tot de la anumite anchete jurnalistice, cazul Bute, dacă ne amintim, sigur, e al jurnalistului, sigur, Tolontan, sigur. Microsoft a fost tot așa o sesizare jurnalistică, corect, complementată cu o anchetă internațională, corect, așa că și anchetele tale, dacă aveau un sâmbure de adevăr, ar fi putut să meargă înspre organele de cercetare penală. Am scris. Și ca să facă, păi probabil că s-au autosesizat, probabil că au făcut verificări, dar aș vrea să-ți spun că am fost unul din cei 5 directori ai fondului proprietății de stat pe țară din 65. De ce 65? Pentru că au fost 44, dar unii după un an după s-au schimbat, deci au fost schimbați. Deci din 65 doar 5 am reușit să ne ducem mandatul de la început până la sfârșit și n-am avut niciun fel de cercetare penală în curs. Deci câteva interviuri, cum se spune, am dat, dar s-au încheiat la prima înfățișare, fără să fie nici nevoie să se deschidă dosare de cercetare penală sau așa ceva. Lucru foarte important, nici angajații mei, nici un angajat de al meu sau al Direcției Teritoriale Alba n-a fost chemat niciodată la niciun fel de cercetare preliminară privind procesul de privatizare. Nu vreau să fiu cinic, dar îmi vine să-ți replic, pentru că DNA-ul de atunci nu era nici măcar umbra palidă a DNA-ului de astăzi, care, iată, începe să sape atât de adânc, inclusiv cu 15-20 de ani în urmă, și cine știe, că deputatul Potor, într-una din conferințele de presă, parcă de săptămâna trecută, a aruncat o frază explozivă. Este foarte ciudat că în județul Alba DNA-ul parcă nu funcționează. Alba este ca o oază de liniște în privința corupției, în privința atâtor lucruri care s-au petrecut și în finanțe, și în privatizări, și în derularea acestor contracte. DNA-ul nu există. Nu știm. Da. Probabil că lucrează și el. Poate că va, cum spuneai înaintea
acestei discuții, că deja ca niște meandre a pornit din centru, de la capitală, da, de la vârful politicii și administrației centrale, și de încet încet meandrele încep să cuprindă și județele. Da, sigur că n-au forța ca dintr-o dată să atace toate colțurile. Iată, din 41 de președinți de consilii județene, 21 sunt fie anchetați, fie reținuți, fie condamnați deja în justiție. Dintre 10 cei mai potenți oameni miliardari ai țării, 5 sunt cu dosare penale. Și așa mai departe, putem oferi cu foștii miniștri arestați, inclusiv un premier, s-ar putea face un guvern și jumătate astăzi. Da. Și se continuă. Nu sunt în parlamentarii, nu cred că răspund analizei tale, dar după părerea mea și din ceea ce am este minunat sesizat, că se întâmplă. DNA-ul Alba funcționează, s-a funcționat foarte bine, a avut multe dosare în lucru, acum nu trebuie să creiem noi vinovății, vinovățiile se stabilesc în procedura aceasta de cercetare penală și se dovedesc în instanță. Deci mi-ar pare rău să fac această observație că DNA-ul nu funcționează. Sunt convins că funcționează, pentru că pe țară este o instituție serioasă și la fel și în toate punctele de aplicație în teritoriu. Cum am spus și la începutul acestei emisiuni, nu consider că este rostul meu să ofer răspunsuri la întrebările pe care publicul, cetățenii municipiului, ai județului și le pun. Nu este rostul meu. Rostul meu este să încerc să ofer informații ca acest cetățeni să știe ce se petrece cu viața lor, ce speranțe mai au dreptul să întrețină, pe care dintre ele trebuie să le abandoneze. Nu este nici rostul meu să arăt nici către poliție, nici către DNA, nici către justiție. Nu aceasta este misiunea mea. Misiunea mea, eu o consider aceasta care am spus-o. Să ridic niște probleme pe care opinia publică și le pune. Și să încercăm să găsim răspunsuri. Nu răspunsuri le vor da invitații mei, voi formula și eu poate niște idei. Repet, fără să formulez acuze. Nu este rostul televiziunii și nici al meu. Ai început emisiunea spunând că ai gânduri de trecut, ai gânduri de prezent și mai ales de viitor. Îmi dăm voie să vorbesc și eu despre viitor și aș insista asupra faptului că autoritatea publică, locală, județeană ar trebui să fie mult mai insistentă în crearea unui climat real pentru încurajarea afacerilor și mă gândesc aici la faptul că județul Alba este undeva într-un clasament al economiilor pe ansamblul județelor și al orașelor înspre coadă. Județul și orașul sunt cu un grad de șomaj foarte ridicat și după părerea mea și cunosc foarte bine ce înseamnă Consiliul Local Alba Iulia, Consiliul Județean, lipsesc niște departamente specializate legate de dezvoltarea economică. Altfel, Primăria Municipiului Alba Iulia are un foarte bun departament de dezvoltare de proiecte cu fonduri europene, dar lipsește cu desăvârșire acest departament al dezvoltării economice. Foarte interesant, foarte interesant. Da, vreau idee. Să spun că eu am pasiune pentru acest lucru, am construit în tinerețe, am avut o parte, să zic așa, și ceea ce tu ai încercat cumva să reliefezi, faptul că privatizarea a fost în parte demolatoare a unui sistem economic. Și în momentul de față... Fără să pună nimic în loc. Asta este problema. Da. Și eu încerc, trebuia demolat eu ce trebuia demolat. Eu încerc la modul particular să găsesc investitori străini. Am foarte multă corespondență prin fundația pe care o conduc. În momentul de față sunt în corespondență cu o firmă canadiană care dorește să vină în Alba Iulia. VCST-ul a purtat undeva și amprenta persoanei mele. Fratii de la Sebeș
a fost la vremea respectivă un concept pe care l-am inițiat și pe care l-am susținut și care a fost sâmburele sau nucleul de pornire pentru dezvoltarea economică a Sebeșului la modul impresionant. Eu îți rămân la dispoziție și pentru alte viitoare emisiuni, dacă crezi. Sigur. Măcar o idee de acest tip pe care l-ai avut-o înainte, formulez la o emisiune, eu nu voi fi bucuros să te invit cât de des se poate, da. Mai ales că lucrez în domeniul fondurilor europene, unde chiar te pricepi și acolo sunt foarte multe lucruri de spus, foarte multe lucruri de cotrobăit, începând de la numirile în, nu vorbesc de tine, tu ai o firmă privată. Privat, da, totalmente sigur că privat. Da, dar în zonele de stat putem cotrobăi puternic și atunci vom găsi poate și explicația de ce gradul de absorbție a fondurilor europene este atât de scăzut în... Ar fi o emisiune interesantă și acolo am păreri precise sau bine fundamentate și în general acuzatoare asupra ceea ce se întâmplă în momentul de față în domeniu. Îți mulțumesc, Voicu Bora, pentru discuția de astăzi. Sper ca cei care ne-au urmărit să fi rămas cu cel puțin câteva idei, să fi găsit cel puțin câteva răspunsuri în această discuție pe care o vom continua și în alte zone. Vă mulțumesc, stimați telespectatori. La revedere! Mulțumim, bună seara!